Salutare, salutare, sunt Madalin, iar astăzi vă voi prezenta 5 tablete cu sisteme de operare Android cu un buget de până în 800 de lei. UTOC 1000Q, display de 10,1 inch, procesor quad-core ARM Cortex-A7 la 1,2 GHz, memorie RAM 1 GB și cameră de 5 megapixeli. Voninho Primus QS, display 9,4 inch, procesor quad-core ARM Cortex-A9 la 1,2 GHz, memorie RAM 1 GB și cameră de 2 megapixeli. Asus Google Nexus 7, display de 7 inch, procesor quad-core Nvidia Tegra la 1,2 GHz, memorie RAM 1 GB și cameră de 1,2 megapixeli. Infotouch Tap Halo 79, display 7,85 inch, procesor quad-core ARM Cortex-A7 la 1,2 GHz, memorie RAM 1 GB și cameră de 5 megapixeli. Nu puteam să nu includem Samsung Galaxy Tab 3, display de 8 inch, procesor dual-core ARM Cortex-A9 la 1,5 GHz, memorie RAM 1,5 GB și cameră de 5 megapixeli. Cam atât pentru astăzi, însă revenim vinerea viitoare cu un nou episod în 60 de secunde.